Mă regăsesc uneori în ipostaza în care încerc să-mi dau seama ce anume mă face să continui, să nu mă opresc. Pentru că, realist vorbind, avem nevoie de un imbold, având în vedere că trebuie să ținem piept numeroaselor provocări ce se interpun uneori. Fie că este vorba de o formă de motivație, disciplină, dorința de a ajunge acolo unde ne-am propus să ajungem, acel stimul va rămâne veșnic elementul de legătură între noi și versiunea pe care dorim să o creionăm în viețile noastre, rezultatul final. Așadar, motivație sau disciplină, oricum ai numi-o, ai grijă de ea. Cultivă-o și vei culege roadele negreșit. Îmi place să cred că păpasul pentru suflet e acel timp în care facem o retrospectivă a zilei. Ne întâlnim pentru câteva minute ce trec fără să ne dăm seama, minute în care încercăm să depănăm minutele zilei, să ne povestim reușitele și succesele, provocările și piedicile. Toate sunt firești, fac parte din normalul fiecărei zile. Acest popas reprezintă și acel moment în care încercăm să ne înarmăm cu motivație pentru ceea ce ne rămâne de făcut astăzi sau chiar pentru ziua de mâine.
Daniel, credință și totul va fi renăscut. Nu renunța, Domnul revine, doar o clipă. Thank you.
te știu pe nume, tu ești al meu, sunt cu tine alături mereu. Oriunde-ai fi, voi fi și eu. Vreau să știi când timpul curge greu. Vreau să te conduc în stele, nu spre cerul tău. Și vreau să-ți estin norul de sunduru. Vreau să fii a meu chiar și în ceasul greu. Căci eu te scot din negrul scrutru. Eu sunt bucuria ta de acum. Prin tot ce vine, voi fi tot eu. Nu te teme, nimic nu-mi este greu. Mă gândeam la faptul că motivația joacă un rol important în viețile noastre, fie că vorbim de partea personală sau de cea profesională. Fără acel imbold care să ne impulsioneze să trecem la acțiune, nu vom face decât să visăm. Iar dacă vom decide la un moment dat să acționăm, fie vom renunța repede, fie nu-l vom face așa cum trebuie. La această popasă îți amintesc faptul că motivația se construiește pas cu pas. Tocmai de aceea este important să știm exact ceea ce vrem să obținem, iar apoi să acționăm concret în acea direcție. Zăbovind asupra afirmației că viața are în mod potențial sens în orice condiții, chiar și în cele mai nefericite, realizez că indiferent de ceea ce ne pune în față viața, ținta finală rămâne acolo, neschimbată. Apostolul Pavel, care închina dragostei cel mai măreț imn, concluziona la finalul lui că, după ce multe se vor fi sfârșit, ceea ce încă va fi cel mai de preț și va rămâne pentru eternitate, este dragostea. Pentru că Dumnezeu este dragoste, iar biografia lui Pavel este și ea o dovadă a afirmațiilor lui. Ori cred că dragostea va rămâne veșnic motivația supremă.
Motivația de a continua să facem ceea ce iubim, pentru cei dragi, pentru un scop bine definit. Pentru noi și nu numai. Pentru cer.